Îmi place mie să începem fără prea multe pregătiri și așa începe istoria unui gospodar de-al locului, un gospodar la înălțime și la propriu sta figurat. Și amintea cineva de anul 1968? Și-a schimbat tot, am venit prima dată aici. 68. 68. Și noi, Marcele, colindam o probleme după 70. După 70. Da. E vorba de... Dar nu trebuie să facem prea multe prezentări, pentru că oricine ai întreba, în Râmnic, pe lângă Râmnic, și Sibiu, și Hunedoara, și Gojul, și de la ceva timp încoace Cehia, Polonia, Austria, Italia, Franța și alte. Tot care practic îl spune. Nea Ninel și doamna Maria. Și Mexic. Da. Și Mexic. Și Mexic. Mexic. O viață de Sri Lanka. Da. O viață de om. O viață de om. În creierul munților. Absolut. N-am plecat niciodată de aici. N-am plecat niciodată și mă tot gândesc așa la prima mea ieșire spre zona asta cu lacul Gâlcescu, întoarcerea aici, ne-a prins și o ploaie, am venit și a apărut doamna Mariana. Mi-aduc aminte cu drag așa și apoi cine își face aminte că avea așa o prezență la care... Și o primire. Și o primire extraordinară, dar noi care rotizăm fără pâine, ca să începem cu amintirile, da. Două ferii de fiecare, nu mai mult, că era să aveam. De unde aceeași pâine? Da, sigur că nu aveam. Pâine? Da. De obicei o aducea Călimăneștiul, începe Călimănești. Da, iar da. Când timpul de când funcționa brutăria, care o știți, da. Se făcea transfer și luam de la cooperație. Da. Pâine de care timp făceam irotând la 30 de metri. Da. A fost o problemă. A fost o problemă. Și să începem cu oamenii pe care ați cunoscut prima dată aici. Care a fost prima pe care ați întâlnit aici, în afară de familia noastră? Primii și primii oameni au fost și de la TCH, de unde am preluat localul acesta. Da? Sigur că da. E făcut de FCA și preluat în comunism. Era șantier aici. Șantier. Cei care au făcut abuțiunea, sigur că da. Cei care au făcut abuțiunea cu jiețul. Sigur. Pentru barajul de mai jos. Pentru barajul Vida, sigur. Cu ce ați început aici? Ușor. Ce de Călimănești m-a trimis să o organizez, du-te și pe acolo, stai un an, pui în funcțiune și te luăm la Vâlcea, uita să vei mai ia. Dar deloc de unde? Deloc sunt din Vlădești și sunt născut în Malaia. Tot Vâlcea. Tot Valea, Lotru. Ați văzut apă din Lotru? Neapărat și destul. Așa se spune, cine de apă din Lotru se îndrăgostește de zonă. Da. Așa e o vorbă, sigur. Peste tot se spune asta. Dar cum e corect? Malaia sau Malaia? Malaia. Cu Malaia, dar cu acuma.
Întotdeauna m-am întrebat, pentru că am auzit diferite variante. Dar legenda spune că numele localităților ăsta, de la Valea Lutului, a fost date de niște haiduși care au fost pe aici. Lutrii, da, sigur. Da. Mălai, Mălaia, da. Voinea, Voineasa, Ciungu, Ciunget. Așa e legenda, de fapt. Brazul și... A apărut și o stație meteo, ca să ne întoarcem, s-a venit către persoanele cunoscute. Stația meteo era. Era? Da. Când am venit eu aici, era stația meteo, sigur că... Și de cei care trăiteau în țară, temperaturile, o cunoștință comună. Cum? Da. Bebe Ungureanu? Da. Nu, o... Bebe a venit mai încoace, sigur că da. Era Tonel Georgescu, un om eminent, terminase studiile. Da, nemaipomenit. Calcula pe câte 4 rubici odată. Deci, așa... 3.200.460. Și noi cu calculator la chinezesc, băteam o jumătate de oră până ajungeam la suma aceasta. Dar a venit și Bebe Ungureanu aici, a stat o primă, da? Da, a stat ceva vreme și domnul Ungureanu, după care... S-a mutat mai sus la Cozia, sau da, mai jos la Cozia. La Cozia, da. La Cozia sus, da. Și după aceea a început să-și facă studiile și... Am mai trecut pe aici. Da. Că dacă e așa fără să ne întrebăm, știam. Cu doamna Mariana și Nea Ninel. Da, sigur. A fost o perioadă în care aici au mai fost niște căsuțe construite până să ajungă la forma actuală. Lume. Pentru că aici era un nod de care ferată, un nod al turiștilor care, despre Sibiu, despre Sebe. Și fiind și unica unitate mai reprezentativă cât de cât pentru nivelul muntelui, a OJT-ului, deci... prima marfa mai ceva mai bună, bine știți. Acum vă trebuie să răspundeți sincer, vă pare rău că s-a schimbat sistemul așa că nu mai aici a fost sau... A venit ciorbica de burtă. Ce vorbă mare! Da, ce întrebare. Da. Da. O să ajunge și la mâncare, că a venit domnița să ne servească, cred că s-a uitat la noi și după fețe, că la gura lor lupii. Celebrele felul de mâncare la ei din zona. Bleștici, cred că ciorba de bine. De orice? Ciorba de orice. Da. Și neapărat păstră. La păstră, nu mă întrece. Și murături. Nu mă întrece, murături. Și partea ca și întotdeauna, mergeam pe munte, afinata... Pentru că aveți sucuri din fructe de pădure. Și avem și ce se poate felul de mâncare. Cât mai natural, bă, întotdeauna am căutat. Bucătăria cine o ține înainte, Mariana, și după aceea... Ați învățat, vrând nevrând... Adică cum? Vrei, nu vrei, la cratite sau la... Da. Am știut întotdeauna, de timp de tine, de tot. Eu vă spun un lucru care, adică o întâmplare pe care am trăit-o de multe ori, venind în zona asta și primăvara și toamna, că venim și iarna sau la sfârșitul iernii, ceva de bun a ajuns în Polonia, a ajuns în Cehia, a ajuns în Austria, ca să mă arăt de păstru cu Măuleicuță. Și acum avem în zonă niște polonezi care vin cu atenție și dacă îi întreb unde vă cazați, cum spune în limba lor așa? Spune? Maria Ninel. Maria Ninel. Exact. Maria Ninel. Asta am întrebat astăzi, unde au fost cazați? Da. Pentru că dacă se uiți pe harta lor, din, undeva e trecut... Din Polonia au aflat Maria Ninel. Au trecut acolo. N-a venit unul până mi-a zis condoleanțe și... Da. E necesar, dar eu zic așa pentru cei care au fost așa și au închegat aici un nod turistic și o zonă pe care o cunoaște toată lumea, cu Maria Ninel, pentru doamna Mariana nu și aici aceea. Doamne ajută! Doamne ajută! În memoria doamnei. Să dă cum e acum? Acum e bine, cât e iarnă. Adică de la Ninel a apărut și Neluș. Da, bineînțeles. Și El face bucătăria, dar nici nu poate cu urat de des. Adică bucătăria adevărată. Se simte ceva acum în, să zicem, în cazare, la serviciul mesei, de când cu domeniul schiabil? S-a simțit înainte, dar acum... Cu pandemia, cu ăsta, cu... Toată lumea fuge. Vine pentru o zi. Majoritatea, în afară de polonezi. Polonezii stau 5 zile, 4 zile. Acum, nu că n-ar fi probleme și peste noapte. Câte locuri de cazare aveți aici? Pentru iarnă? Da. Numai 15. Numai 15. Și vara cu căsuțe? Vara cu căsuțe 100. Și acum, Marcele, știi foarte bine ce se întâmplă în perioada asta. Dacă vă întreb un loc, două de cazare, doar nu. Acum? Da. Acum am toată cabana liberă. Dar pe timpul verii trebuie să... Doar, doar nu trebuie. S-au înființat telefoane.
imposibil varabică și acum, tot prin rezervări. Știu că vă lipsește acum o chestie, o întrebare așa mai trebuie. Vă lipsește jumătatea așa, dar m-a trecut peste asta și sper să treceți cu bine și să rămâne Mariana asta. Marcele, cei care vin la pârtie... Eu vreau să pun o întrebare, că toți suntem aici la nod, vorbeam de nodul, de Vârșa Lotului, Valea Jiului, Sepeș, Valea Frumosului, Voineasa, s-a deschis noul tronson anul ăsta, adică s-a dezlepezit și se ține deschis accesul spre Sepeș. Spre Sepeș. Da. A fost o problemă, înțeles că se puseseră bariere, doamne, cumva să vină turiștii din zona de Sebeș și Sibiu, să vină în coaz de anăvară peste noi. Deci e deschis. La nivel de prefecturi, la... Da, da, noi știm destul de bine cum s-a reușit să se păzească. Și e un lucru foarte bun, adică benefic pentru nu, pentru toată lumea. Bănuiesc că da, sigur că da. Și cei de la Alba fac, deci la barajul de unde se ia spre punctul de schiuri, la Oașa, la Oașa, la capul barajului, am auzit că... Mai forțat, du-te la noi, nu... Da, da, da. Eu mai erau niște parapeți, puțin, din drum, din, stopare... Din, da, da, bine, adică mici. Mici. Mici din asta. Dar s-a rezolvat până la urmă și... Da, sigur. Chiar nu s-a mai întâmplat. Și nu s-a mai întâmplat și turistii se bucură foarte bine și drumul de acces spre Obârșa Lotului. Și plasia bună, da, în primul rând, de asfaltul de calitate. Da. Nou, n-a fost folosit, nu s-a dat usare. Da, și apoi și drumurile care duc și curcă spre Transalpina, spre Curj, apoi spre Petroșani. Spre Petroșani, dacă nu se acționează. Cum e acum, e durerea? La Groapa Seacă, sunt probleme. Din jos, de la Groapa Seacă, spre Jeț. Pentru asta trebuie să ai așa, nu știu... Ce se întâmplă? Eu știu, a fost foarte bun și pe iarnă, o perioadă destul de multă, li s-a stricat o sărăriță din astea de împrăștiesare, cum avem noi aici, destule, săiția drumurilor, în sfârșit, și au început să dea sare din basculantă cu lopeți. Acolo... Câte mii de lopeți sunt aruncate, astea mii de lopeți. Da. Ea să fie foarte curoasă, nu n-ar ce face, trece lama pe deasupra. Au încercat ei după aceea să repară. E mai bun când e zăpada căzută, da, și se nivelează. Da, se nivelează și trebuie, așa, știi, sigur, da, că da. Și au făcut o prostie, și culmea, acolo, cred că tu ai fost în ultimul timp, acolo e loc drept. Da. O 3 km loc drept. Da. Nu era pantă să patineze. Nimic, da. Niște unor oameni. Domni, foaie verde. Da. Pentru asta se pune simți de la mănăstire în jos. Da, și mult de la mănăstire în jos. Sigur că da. Pentru asta trebuie să ai un simț așa de gospodar... Mai jos de Groapa Seacă. Da, mai jos de Groapa Seacă. Da. Gospodar de Vâlcea, gospodar la înălțime, domnul Inel și Neluș și, bineînțeles, doamna Mariana, care nu o să plece niciodată de aici. A rămas locul pentru tână. Da. Vorbeam de ciorba asta de burtă, eu în general am o ciorbă de limbă, așa că o consum în ciorbă sau așa. Dar să nu se răcească ciorba. Și apoi, pentru că emisiunea va fi dată după o sărbătoare cu o semnificație deosebită, bună vestire. Da, da, bună vestire. O să servim, așa cum a spus și domnul Inel și Nelu, și ce servea odată, celebra porție de păstră mai mare decât farfuria și mămăliga peste. Muzdei, da, de ustă. Poftă bună, bună, să aveți numai timp. Poftă bine văzut, da, și... Da. Avem și pâinică. Vino și la mine să vezi aici. Acolo ce e păstră, va fumat bucățele de păstră. Carne la graniță. Se fac un plating așa. Carne la graniță. Noi servim cu mămăliguțe, dar domnul a spus că dori și carte proaspătă. Da, nu știu ce mi-a venit mie. E mofturos așa. Valit, ne urez poftă bună. Păi mai trebuie să vă urez poftă bună? Tu te uiți, nu? Da. Și să-i punem puțin și mujdei. Știi? Să luăm așa de la... Vezi, mie mi-a pus și un nou ochi. Ia să vedem. Am un nou ochi aici. V-a făcut cu ochi? Mi-a făcut cu ochi farfuria asta de... E un singur loc de merge. Thank you.
Păi, ce să mai zic, când Marcele, pofta vine văzând, nu? Da. Eu ce-am văzut eu farfurile astea, rămân de parte de masă? Nu. Acum mă știi că sunt și pescar, părât e adevărat. Am fost pe rotul, n-am prins asemenea exemplar de păstră. Cel mai sigur puteți prinde peștele cu portofelul. Trage la portofel, trageți aici la bărci alături la Ninel și Mariana. Dar așa știi că și purcelul trage. Trage și purcelul, da. Cârnăciorul. Acum trebuie să depun ceva efort ca să consum ceea ce se... Vă spuneam, păstrăvul, asta e o farfurie mare că a pus așa acasă, dar în general depășește farfuria. Și bociul ăsta de mămăligă, Ștefan știe că o să mai venim în zona asta, poate la o stână undeva, un baci, o băciță, un balmoș, tocan. Un talmeș, balmeș. Nu vreau să mai ghidențe cu Marcele. Asta înseamnă să fii gospodar. În orice zonă ai fi a județului Vâlcea, dovada e ce spune omul pe masă atunci când te poftește la masă, nu? Ia loc. Luați loc, cum am de executat. Te poftești și în pat. Ce avem noi aici, Palia, să vedem? Nu știu dacă, lasă, nu, peștele, lui place lichidul. Da? Acum e cam tulbure lichidul. Nu răbdiți și voi la niște pătrițe? Poate facem un schimb de... Eu nu ne trebuie din ăla. O codiță de păstră contra un cârnăcior? Nu. Decât codița, nu? Hai, Marcele, vină și tu și lasă camera să le grămeze, să ghită în sec. De că asta a fost așa de filmare, nu de... Gata, Marcele, oprește, că nu ne putem opri din privit. A, uite, Marcele, dacă tot ești cameraman de serviciu, să-ți arăt. Pentru cei care le arăt celor care nu știu cum să servească... Cum se ține cucurița și cuțin? Da, e o chestiune interesantă. Dacă vrea cineva lămâie să stoarcă lămâia peste păstrăv, nu peste mămăligă, asta e clar. Așa, și cei care nu știu că peștele, puiul și mămăliguța se servește, se servesc, deși unii zic să servesc. Pe loc se vorbește cu mânuța, cu mânuța, corect. Așa am apelat la... e un obicei, de fapt, o lucrare foarte simplă, se crestează de la cap spre coadă, sau mă rog, de la coadă spre cap, după care se depărtează partea superioară care e plină de carne. Asta e partea de la nord. Partea de la nord, partea de la nord, dar folosiți nordul, orientați-vă spre nord, așa, se depărtează de coloana vertebrală, că și peștele... are coloană vertebrală, iar burtica asta, după ce se duce cuțitul despre branghi, spre un plan transversal, da. Da. Mergem spre sud. Are o culoare interesantă pe înăuntru. Da. Da. Iar dacă doriți să eliminați coloana vertebrală... Aici asistăm la o lecție de... A venit maestru bucătar și a făcut bine? Descurs. Până acum, da. Până acum, da. Dar nu trebuie să rămână deloc, nu știu. Poate. Uite aici. Pune aici. Și aici simplu să punem mușdăiul peste. Mai poți da de câte un oșciu. Și în final se servește cu mâna. Cu mânuța, da. Și pentru cei care se tem de oase, încă un sfat. Dacă o să consumați pește cu oase, deși păstrăvul nu are prea multe oase, peștele cu oase se mănâncă cu buzele. Adică luați carnea de pește și o pipăiți cu buzele, ca să zic așa. Nu, tu ești parșiv, mă! Da, deci, uitați ce buze am de când mă consum pește. Marcele, cu buzele. Poftă bună! Poftă. Să avem poftă, da. Pofta vine văzând, dar s-a bătălit pofta ce am avut-o pe lucrurile aici cu masa pe care... În orice caz trebuie să mulțumim pentru bucate care au fost nemaipomenite. A venit și vinul, pentru că spuneam puțin mai devreme, peștele nu-i place pe uscat. Și celebrul păstră cu mămăliguța aici de la Pâșa Altului, la Mariana și Ninel, și ciorba de burtă. Greu de vorbit acum după, că s-a lăsat un pip. Păi da, o, ce vă pasă? Aveți și șofer, da. Ați băgat la ghiozdar, așa, și eu acum trebuie să vă duc acasă. Păi te rămân puțin așa, de câți ani șofa ce e, domnule? De 50 de ani. Ați făcut un calcul așa la kilometri făcuți din Râmnic, spre Obâșie, Obâșie, Petroșan, Petroșan, Sebeș și... Sunt pe mine. Acum că... Trebuie să ne despărțim pentru
o săptămână, să zicem, că drumurile astea vin în continuare către Obârșie. De fapt, toate drumurile duc la Obârșie. Toate drumurile la Obârșie. Și la Obârșie și alte drumuri în toate direcțiile. Ce v-ați dori să se întâmple în continuare? Cel mai repede să vină vara. Vara, aici când vine? Păi iulie? Iunie și ține până septembrie. Iunie, până septembrie, sigur. Câteodată chiar octombrie. Spre anunțile răcoroase. Da. Și celor care urmăresc această ediție a emisiunii Gospodar de Vâlcea, cei care nu au ajuns, poate că sunt oameni care nu au ajuns de Vâlcea, deși, repet, au ajuns în România. Ce traseu l-ați, domnul colonel, fiți atentă, ce traseu l-ați recomandat celor care vin pentru prima dată? Sunt multe trasee. Da, unul așa de care vă e dor. Nu, da, cu Călcescu. Călcescu. Pentru că ați atins la cu Călcescu și noi am fost, Marcele Pernă și cu Șefan. Am fost, da, cu câțiva ani. Iată propunerea mea pe care vreau să o pun acum la final de emisiune. Iubiți foarte mult zona, muntele, apele de munte și ceea ce se află în apele de munte. Eu am așa o propunere, mă atrețea acum Marcel, Marcel lui Ștefan și în special dumneavoastră. La cu Călcescu trebuie recopiat. Ar trebui... Nu am mai fost de cel puțin 20 de ani. Eu găsesc... Avea costă suficient și numai indigen românesc adevărat costă. V-ați, să zicem, vă zic un termen așa de muncă, v-ați înhăma cu noi, având sponsori, oameni care au păstrăvărie, cu alevii de păstră, cu niște săculeți cu oxigen, 10 litri de apă în spate să mergem să ducem păstrăvăria. Din păcate, eu am o vârstă, dar pot să vă dau oameni. Eu am mai populat, acum vă 25 de ani. Păi facem așa, domnul meu. Popas aici într-o seară, mai stăm la povești, ne amintim de cele... Hidrobionul cu oxigenul îl dau eu, îl ofer eu. Da? Ca și, acolo... și de acolo trăi stuța frumos, gălețile și noi cu găleata duceam și la fiecare izvor pe timpuri. Ce muncă! Așa am populat Călcescu, sigur că da. La fiecare izvor schimbai repede apa tifonului și schimbam apa ca să nu moară cu ea. Pe acolo noi prin jnepie, așa. Acum noi am amenajat. E traseu? Da, este traseu marcat, amenajat, am făcut și igienizare și... Ne-am încurcat în jnepie de ne-am... Așa era pe timp. Putem să mergem spre Mohorul, dar era șansa să vezi ursul la un metru. Da, da. Ești în digip. Acum, la revedere. Deci, achetație e propunerea noastră da, și categorii și cazare pentru trupa. Da. Și sprijin. Și, da. Marcele, ai auzit? Ștefane? De acord. Suntem pregătiți, Marcele? De ce spun asta? Da, găsit destui copii tineri care ne ajută. Mergem cu mașina până unde putem. Și cu mașină mergem până... Ce vin cu propunerea asta? Pentru că dacă mâncați acum în postră, s-ar putea ca peste 50-15 ani, dacă nu facem o acțiune de trupă... Dispare ca specie. Dispare ca specie. Nu dispare o tradiție și nu dispare un loc pe care mulți îl cunosc și rămân așa oamenii montați pentru această zonă încântătoare cu un gospodar de ani și ani și la înălțimele. Sprijin cu cea mai mare bucurie repopularea Călcescului. Vă mulțumim foarte mult și mai gustăm mult din apa. Și vă așteptăm de câte ori toți dumneavoastră. Toate cele bune și încă o dată mulțumim ce ați făcut și ceea ce rămâne după ce s-a dus. Rămâne. Asta rămâne. Rămâne. Să fie. Cea de-a doua ieșire a noastră legată de gospodarii de Vâlcea și o familie cunoscută, arhicunoscută și rămâne familie chiar dacă un membru a trecut nu în eternitate, rămâne în amintirea noastră. Obârșia lotului cu cele de demult, cu cele de acum. Cu niște oameni deosebiți la Obârșie, la Ninel. Și Mariana. Și Mariana. Și Nelușa. Și Neluș, da, care continuă. Da. Pe altă dată atunci. În final, ca să... Da? Așa. Aș vrea să ne spui câteva cuvinte. Câteva cuvinte? Mulțumesc, Ștefan. Ne vedem săptămâna viitoare. Thank you.
La 36 am văzut pește viu, diverse specii și mă știți cum sunt, dacă văd poftesc, pofta vine văzând. Și suntem la Păușești și un gest de fair play al unui colaborator și un bun prieten și vechi prieten în același timp, domnul Cătălin Mamută. Și domnule, dacă vrei să mai cunoști gospodarii în Vâlcea, las-te pe mâna mea. Acum mă las pe mâinile lui pentru că ești în spatele camerei. Și am înțeles că aici se află niște oameni gospodari care au de toate și pentru toți. Ei, cum și ce? O să aflați imediat. De ce am ales ziua de astăzi cu o ediție specială? Pentru că a fost bună vestire. Și eu vă dau vești bune. După ce le aflați, după ce vedeți, veniți unde am ajuns și eu și o să-mi spuneți mai târziu, domnule, bine ai făcut. Și mulțumim cu atât domnului Cătălin. Bun, domnul Cătălin, putem să ne așezăm noi puțin la umbră, că noi nu facem umbra pământului degeaba. O să ne spună ce și cum, pentru că oamenii de aici, familia de aici, e cu treburile la început de primăvară. Și mi-am luat și pălărie, vedeți că nu mi-am pus busuioc în păr, mi-am pus mamă la pălărie. Asta pentru a ridica la finalul emisiunii pălăria în cinstea gospodarilor. Nu uitați, pofta vine văzând. Trebuie să ridic deja pălăria în fața gospodarilor de aici. Domnul Cătălin, numele vă rog. Numele cui? Gospodarilor neutri, că am văzut un steag în veția aici. A, e vorba de domnul Zinca, domnul John. Domnul John, așa îi spunem noi. Eu pot să-l traduc în ion pozitiv? Cred că e de acord. Da. Și doamna? Doamna Adriana. Doamna Adriana. E, uite că n-am făcut cunoștință cu gazdele și deja am găsit pe masă, eu ca oaspetele nepoftit, eu știu, suntem poftiți sau nepoftiți? Poftiți. Poftiți. Și uite cum să nu poftesc, chiar zic că pofta bine văzând. Mi s-a spus că aici avem ceva fumat cu esență de? De stejar. Deci din stejar, pește fumat răsare. Răsare, da. Și asta e o specie de? Păstrăv. Iar zic, femeile care așteaptă să fie, mă rog, domnișoarele mame, să punem mâinile de 18 ani. Acum, adresez, vă mărturisesc ceva, mai știți cum sunt și născut unde la țară și fiu de pădurar, să simte stejarul. Să simte stejarul. Dați-mi și plop și salce și mi-ați fac diferența, dar asta, într-adevăr, e miros de stejar și păstrăv. Ăsta a venit și el de la munte. Avem multe de învățat de aici și multe de aflat. Invitați să stați și să vedeți. Uite, la câți kilometri de Râmnic? 10. 10 kilometri. 9, 10. Hai să punem 10. De ce, Cătăline? Da. Ca să fie gospodar de 10. Bravo. Acum, tu fiind mai jos, îți dăm un 9 plus către 10. Și să vă arăt cum arată. Uite așa că vine așa pe sumână încă o dată de la doamna Adriana. Are treburi prin gospodărie, vine din grădină, mai sunt multe de făcut, am văzut betoniere, am văzut și o roabă, sunt multe utilaje aici și deja se lucrează. Așa arată în țiplă, în folie. Și ca să vă convingeți că e totuși păstră, uitați-vă culorile lui de pe spate. Și uitați-vă la fața mea ce culoare a prins așa de la păstrăful ăsta, dacă se reflectă la mine. Da. Cred că e și viu păstrăv aici, nu? Dacă ajungi în țiplă, găsim. Da. Și alte specii de pește, că de asta am văzut, mai multe specii de pește scrie acolo la intrare. E vorba de crap, e vorba de păstră, e vorba de sturion, de morun, cegă. Sigur că da. Câteva specii prolifice. Iar în balta de pescuit găsim și omniprezentul, cum îi spune? Caras, crap? Caras. Da. Eu zic să mai las aici, că mai vin, poate mai vin oaspeți. Da. Dar nu le las prea mult. Secția de gustare. Secția de gustare aici, dar la intrare e secția de gustare. Păi vedeți și secția unde se produce. Că să-ți las pentru tine, așa, pentru gestul care l-ai făcut. Adică e cam greu să... Să aducă un om care are pește în curte în apă și să ducă, dom'le, că mai am niște vecini, niște gospodari. De unde mai învăț câte ceva, nu? Taca peștere acum, că uite. Ia ochii de la steagul la elvețian și într-o pauză așa de lucru,
A venit și elvețianul care s-a întors acasă aici de Mugion. Bine că v-am găsit. Bine ați venit. De la Valentin la Valentină, vale lungă, da, așa. Da, nimic, s-a apropiat. Da. Încet, încet s-a apropiat. Neutralitate, dar nu și în afaceri și în munca de zi cu zi aici, la asta. Așa este. Ați învățat de la elvețien cum se potrivește afacerea? Nu, am văzut și la ei, am văzut și la francezi, prin pescare în răi de... Răpitori. Mă primiți în club? Că... Da, cu cea mai mare plăcere. Dar am învățat în România. Ești pământul de învață, nu? Dacă... Sunt absolvent de liceu silvic. Verde totdeauna, verde. Uite cum ne adunăm. Am trăit numai pe ape. Așa. Dar nu v-ați lăsat dus de apă? Nu, nu niciodată. Da? Am purtat apă după mine. Ziditor? Deci... Nu de mănăstiri, construcții de baraje. Construcții de baraje, hide. Printre... Amenajeri, hide. Ani buni lucrați în statul român. Câteva dintre lucrările pe care v-a spus semnătura, să zicem așa, în județul Vâlcea. Lacul Centrala și cu lacul de acumulare de la Gura Lotrului, pe Valea Topologului, toate microhidrocentralele, Cepari, Bărsești, Sălătruc, Sălvadul Frumos, Boia, Boia 1, Boia 2, Boia 3, în Brașov, la Babarunca, către Cheia, încă două MHC-uri, la Sadu, una. Câți ani aveți? Un an de cu 63. Suntem... Leat. E bine, mă dar să mai puneți niște ani lângă 3 ca să fim leat. Adică? Nu mai spunem acum, că după de ce nu de ce, domne, că eu n-am decât 32. Așa, da. Acum, fiind și constructor de baraje și apele astea care v-au ținut aproape, eu de mult am o dilemă așa. Câte construcții s-au făcut, câte baraje s-au făcut, dar nu se poate face un baraj pe apa Sâmbetei, că am înțeles că toți banii la noi din țară sunt aruncați pe apa Sâmbetei. Dacă ar face un baraj, ce lume și ce bani ar fi acolo, nu? Nu, pentru că acel baraj nu e colmatat și banii pleacă. Dacă ar fi colmatat, ar rămâne în chiuveta lacului, dar ne fiind colmatat, se formează un curent principal în chiuveta lacului și toți banii pleacă. Avem niște baraje aici de altă natură, mergem la ele? Mergem. Mergem să le vedem. Aici ne permitem să fim depus ca peștele, dar barajul ăsta, chestia asta, de cum se numește? Bazin piscicol de formă circulară. Da? Și are apă, bineînțeles, că fără apă nu e pește. Apă și ce specie de pește? Am sturioni, două feluri de sturioni, cegă și cu nisepul siberian, de talie mică, nu sunt mari. Îi dau un kilogram, un kilogram jumătate, două, da? Și păstră, crescut efectiv aici, de la 200 de grame până la 1 kg și jumătate. Până la 200 de grame unde crește? La o păstrăvărie tot în județul Vâlcea. Ca să vedeți că pământul e rotund și lumea bună se adună. Și se găsește pe Valea Boii. Am întrebat, domnule, am pe cineva acolo care... Păi, la Greblești. La Greblești. Și cine e? Cine? Fratele meu. Fratele meu, nu suntem frați de sânge, dar da, suntem da. Ca și frați. Da, da. Deci avem așa, să repetă, în bazinul ăsta. Păstră principal și sturion, câteva exemplare care ajută la consumul hranei de la păstră. Și apă curentă, apă curentă. Ăsta ar fi primul bazin. Primul bazin. Da. Primăvară, când mi-a dat cu fata. Da. Aici avem... Al doilea bazin cu buietul de păstră, cu de păstră plus bubeu și păstră galben. Asta vreau să vă întreb, este mutație genetică sau e o altă specie? E o altă specie. E tot un tot fel păstră. De curcubeu, numai că am impresia, nu știu exact nici eu, s-ar putea să fie mutație genetică, să-i schimbe culoarea, exact cum este păstră cu somonat, da. Care nu înseamnă altceva decât un aliment pe care îl consumă peștele, el capătă la
culoarea de la carne, rozalie. Avem lecentru de la magazinul care oferă de melodie, că dacă avem pierniși galbeni, avem galbeni, galbeni exact, roșii, da. Roșii, rămân la roșii pe din amovist. E bine. Trebuie să fie cineva și la amovist. O să încercăm să surprindem pelicula. Nu mai pelicul de mult, știe domnul Căpărin. Specia asta de păstră galben, poate mai stă și vântul ca să nu zboare cu vântul și merge în alba. Da. Acum crap de nerăbdare, să vedem ce se află în bazinul ăsta. Asta e. Aici avem crap românesc și crap oglindă. Oglindă, da. Oglindă nu prea. Fiecare client care vine să cumpere un pește vrea oglindă. Poate așa chiar doamnele acasă, atunci nu e o oglindă ca să pot să... Și nu este singurul loc în care aveți bagine cu pește, nu? Avem ceva deosebit undeva? Avem deosebit. Avem două locuri deosebite. Odată un bazin unde am exemplarele pentru sufletul meu. Adevărații sturioni. Sturioni? Da. Acum, credeți mie, cum s-au acomodat peștele astea de pește? E vorba de apă și, bineînțeles, cunoștințe legate de creșterea? Sturionii nu au nevoie de condiții speciale. Sturionii sunt peștii care se adaptează la orice condiții. Deci poate să fie apă stăpătoare, poate să fie apă curgătoare, poate să fie apă rece, poate să fie apă caldă. Ei nu au niciun fel de probleme. Problema e alimentația pentru ei. Deci sunt carnivori. Deci, da. Deci mănâncă puiet, mănâncă pește, mănâncă orice. Eu i-am avut împreună cu acei puiet, acel puiet galben, aha, pe voastră, și mi-au dispărut. Au dispărut galben. I-au mâncat, pentru că sunt morun la 10 kg și ăla mănâncă. Și mănâncă tot felul de crustacee, melci, scoici, tot ce găsește. Ai salutat un crap. Da. Cred că... M-a recunoscut ca pescar cu rece, sunt... Cred. Ce a zis? Să fug repede. Să fug. Fugiți, ascundeți-vă că a venit... Fug că nu mai ține. Deci iată o gospodărie. La câți kilometri petăm de Bâlcea? La maxim 10 km. Oameni în care... comuna Păușești-Măglea și în centrul comunei, la drumul național, la drumul județean. După periplul prin Elveția, întoarcerea acasă, pământul strămoșesc, chemarea pământului, dar cu apă neapărat. Obligatoriu să fie apă, nu pot să stau în niciun loc dacă nu-mi curge apa la urechiușe sau aud la genunchi să nu fie. Nu, la genunchi e periculos. Să mergem la locul pentru mergem, da, pentru suflet și după aceea mai avem un loc pentru toată lumea, pentru recreere, pentru apă. Da, un bazin cu gresie, cu faianță aici și cu apă foarte limpede. Este un bazin din beton și placat, bineînțeles, cu... Hai, uite, acum în cadru avem un setru de Dunăre, un exemplar foarte frumos, tractat. Da, avem o umbră acolo la... Da, astea sunt exemplare mai mici, dar avem... Mai mici? Mai mici, adică din setul ăsta de Dunăre cam la 4 kg, 5 kg. Și am să încerc să scot la suprafața apei un exemplar mai frumos. Lasă mângâiat. Da. Care este un morun. Wow. Cu minte. Nu se gândește să sară gardul? Nu. Acum e apa mai rece, într-adevăr, este... Temperatura apei are... Acum temperatura apei este cam la 4 grade, 5 grade. Are influență. Are influență, da. Asupra creșterii, ca și... Are influența asupra comportamentului. Vara, când apa e caldă, el efectiv iese la suprafață și stă cu ciocul ăla numai pe suprafața asta. Câte specii sunt? Deci, aici avem așa. Bazinul a fost răb, avem setul siberian și cu cegă. Aici avem trei specii, morun, nisetru de Dunăre și nisetru alb. Deci avem acolo, rare. Ce aveți acum azi? Nisetru alb pe care voi încerca să-l aduc către suprafață. Nisetru alb. O raritate. Raritate. În Europa nu prea se găsește. Dumnea lui. Wow. Cred că nu e pentru consum. Nu. Sufletul. Este interzis a fi comercializat. Am înțeles. Și aici este exemplarul ăsta mare?
cel de-a treia, cel de-a treia specie. Unde este? Unde este? Deci ăsta am zis de dinere. Nu, păi așa sunt. Da? A, și mai e nisetul siberian care l-am aici. Ar fi a patra, dar avem și un bazin de păstră. Este mai închis la culoare sau? Da, este mai negricios la culoare. Mai bronzat așa, da. Nu? Deci, aici vă delectați, vă gătiți ochii. Vin și privesc și îmi crește inima când îi admir. Sper să ajung să fac exemplare la 1,5 m, 2 metri lungime, 70-80 kg, în câțiva ani. Chiar așa de necunoscători sunt. Da? Dar de ce să ne fie rușine să... Dar nu ne e rușine, din contră. Viața înseamnă a învăța tot timpul. Categoric. Categoric. În orice clipă ai un contact, mai afli câte ceva. E o documentare în orice secundă a vieții. Și nu trebuie să fim deranjați. Sau să ai dialog. Nimeni nu s-a născut a tot știutor. Nu. Nici inginerii. Nimeni. Nimeni. S-au prins toate pe parcursul vieții. Mai ales din practică. Aici avem iarăși un... Dar ce explicați între doi prieteni, între doi gospodari și oameni care se ocupă cam cu aceeași... Îndeletnicire. Îndeletnicire, da. Dar uite că învățăm unul de la altul și toți de la unul. Da, ce este. E de ajuns să ai un bazin și apă ca să ai o producție de pește sau? Da. Adică e așa de ușor, dumneavoastră, am făcut un bazin, am pus apă și am pus pește. Nu e atât de ușor, e un adevărat proces tehnologic, e o știință. Tot timpul trebuie să ai grijă să nu cumva se infecteze, să dezinfectezi apa, să dezinfectezi maluri, absolut tot. Și ce specii de pește pui în bazin? Că nu toate se suportă așa. Nu merg, toate speciile de pește băgate în același bazin. Este imposibil, pentru că unul este răpitor, unul este ierbivor, unul este, în fine... Dar mai toți sunt pretențioși când vine să vii să dai cu bânta, dacă nu știi să... Da. Deci avem aici, în bazinul ăsta? Aici avem un lac pentru agrement, pentru distracție, pentru pescari. Avem crap românesc, crap oglindă, ten, exemplare la 4, 5, 6 kg. Crap, cele mai mari exemplare care le-am băgat sunt la 7 kg. Au cei 7 ani de baltă, nu de acasă. Da, au cei 7 ani de baltă. Educație, școliți. Am mai avut exemplare de știucă, de exemplu, care au tocat cam tot puietul care l-au găsit. Să nu mai ciugulească pe noi la... Da, să nu mai ciugulească, dar le-am terminat, le-am prins, pentru că a distrus puietul total. Și mă miram de ce nu am productivitate în baltă, când știucile se hrăneau. Da. Mai am niște somn pe care nu pot să-i mai prind. Tot așa, exemplare destul de frumoase. Asta nu înseamnă că nu vă prinde somnul după ora 2, 30. Nu, somnul mă prinde pe mine, eu nu pot să-l prind pe el. Captura cea mai mare? Deci crapul cel mai mare care s-a prins, eu l-am prins, 5 kg 600, ten. Acum pot să vă dau ceva, domnul Cătălin? Da. 6 kg 500 acum 2 săptămâni? 3 săptămâni. 3 săptămâni. Eu nu mai... N-ați fost acolo, dacă erați acolo, prindeați unul mai mare. Poate, în fine. Eu nu mă mai ocup acum de pescuit. Am fost un pescar înrăit. Nu cred că este microbul ăsta din... Dar nu mai pun mâna pe undiță, pentru că eu tot timpul prind pește cu minciugul.
Eu în ultima perioadă cu portofelul și nu prea de rentabil. Bine, tot cu portofelul cumpăr, prin și eu, dar eu prin cantități industriale cu portofelul. Așa, pentru cei care ne urmăresc și sunt pescari de râmnic, de Vâlcea până la urmă. Da. Program? Program de când se luminează de ziua până se întunecă. Dacă fără noapte. Și noapte, da. Dacă vor să rămână peste noapte, avem instalație de iluminat nocturn. Prinde și eliberează sau ce prinzi se cântărește? Prinde, se eliberează dacă dorește să ia, bine, se cântărește. Bine, să nu fie rănit. Bine, normal. Totuși trebuie să vedem, să supraveghem cât de cât pescuitul ăsta sportiv, pentru că nu toată lumea știe cum se procedează cu peștele. Și dacă îl rănește, riscăm să-i pierdem, avem mortalități. Da. Păi să facem o mică recapitulare, să zicem așa, domnul John și Ion aici. Doamna Adriana, tot pe lângă dumneavoastră, am înțeles că nu prea suporta ieșirile astea soția pește, după care nu mai luați după baltă. Soția niciodată nu a great pescuitul. Eu, fiind pescar, plecam în fiecare weekend la pescuit și le spuneam: haideți, mă, mergeți cu mine, familie, haideți cu mine, peisaje frumoase. Am pescuit, vorba aceea, câțiva ani buni în Alpi, zone cu peisaj extraordinar de frumos. Atât în Elveția, cât și în Franța. S-a apucat și doamna? Nu pescuiește, da. Dar preferă să stea lângă apă. Da. Lângă apă. Da. Deci am căutat să o ademenesc în mediul apei. Și dar aici? Nu punem mâna pe undiță. Da. În schimb am fata, da, care e un pescar, da, înrăit. Fata, vorba aceea, nu trece. Da. Foarte bine. Deci fată, fată, băiat. Fata... căsătorită în momentul de față, aștept o nepoțică. Să fie pe lume. Băiatul mai mare, un pic necăsătorit, în perspective de căsătorie. Plecați și ei din țară. Da, plecați, ați fost și dumneavoastră și v-ați întors. Am fost plecați cu toții, deci toată familia a fost plecată. Și gospodăria asta, formată din casă, masă, bucătărie casa, și masă. Ce e bine, gospodăria casă? Aici a fermei, că a ferme, nu, da. Gospodăria, casa... adevărat, e tot în Păușești, la 800 de metri mai departare de... De mers pe jos. De mers pe jos, da, dar nu mergem pe jos, că să avem o vârstă, mergem motorizat. Și speciile de pește, bazinele care le-am văzut, păstrăv, crap? Crap, sturion. Deci sturion care avem cegă, nisetru siberian, nisetru de Dunăre, nisetru alb și morun. Iar aici? Iar aici, crap românesc. Crap oglindă, crap teno, caras, som, în fine, alte specii care au mai venit cu păsările călătoare, da. Călătoare, că avem și guvizi, avem de toate. Mai mergem la Dunăre când avem clen și puie de clean, de exemplu, în fiecare primăvară vedem pe la suprafață, dar nu detalii mari. Eu să-i mulțumesc domnului Cătălin pentru fair play-ul de care a dat dovadă. O să avem o tabără acolo și o tabără aici. O săptămână acolo, o săptămână aici. Cu cea mai mare poate face și un concurs între mincinoși. La mine este planificat, e planificat. E ocupat toată perioada Paștelui. Vin copiii din deplasare și au zis clar, vor să facem un concurs de pescuit. Primul concurs de pescuit, până acum n-am organizat. Păi facem Paștele cum e la domnul Cătălin și după Paște... Și după Paște facem concurs aici. Dacă urind de Olinjoară, care este cel mai bun gospodar din zona asta? Păi am început cu domnul Cătălin Mamută și încheiem această ediție de după Buna Vestire. V-am dat de veste și vestea, vedeți că e frumoasă și bună. Domnul Ion și doamna Adriana, familia? Zinca. Zinca. De Buna Vestire, rețetă bună de la magazinele Diana. Magazinele Diana susțin emisiunea Gospodar de Vâlcea. Cotlet de somon sub formă de inimioare, lângă ceva verde din grădina cu produse.